Bună ziua și bine v-am găsit la Proful Online cu exerciții de matematică. Așa, da, pornim la algebră, tema în clasa a 6-a sau în stat. Zi-mi, interesele. 7 de la pagina 49. 7 de la pagina 49. Da, da, să ai două caiete pe repede. Da. Din șirul de fracții, 3 pe 8. 3 pe 8. 2 pe 5. 3 pe 5. 4 pe 7. 4 pe 7. 6 pe 16. 6 pe 16. 6 pe 15. 6 pe 15. 10 pe 25. 10 pe 25. 8 pe 14. Așa. 16 pe 28. 16 pe 28. 20 pe 50. Și 20 pe 35. 20 pe 35. Format grupe de fracții egale. Deci din cârdul ăsta să găsim fracții egale. Facem grupe de fracții echivalente. Egale. Echivalente, da. Fracții echivalente. Ușor spus. Păi 3 cu 8 îl putem scrie ca 6 adică, pe 16. O secundă. 3 pe 8 cu 6 pe 16. 3 pe 8 cu 6 pe 16. Avem undeva? Da. Și 2 cu 5 cu 10 pe 25. 3 pe 8 egal cu 6 pe 16, că s-a obținut amplificând 2 cu 2, nu? Da. 2, 6 pe 16. Da. Și mai este vreo egal? 6 pe 16 mai este încă alta cu care să fie egal mai departe, da? Nu. Deci, 3 pe 8 cu 2 nu pe 5. 6 ori 2, 12, nu este niciun 12. 6 ori 3, deja vin 18 și... Nu, nu mai e niciun. Deci, 2 ori 3, 6. 3 ori 3, 9. Păi ia-ți uite care le-ați găsit ca să-i înșirul ăla de sus, ca să vedem. Deci, să zicem asta pe cu, 8, cu 6 pe 16. 2 pe 5 cu 10 pe 25. 2 pe 5 poate mai fi. Cu 10 pe 25. Și dacă mai fi vreo una? 20 pe 50. Și 20 pe 50 este adevărat. 20 pe 50. Și atât. Păi ați vreo. Da. Da. Deci 2 pe 5. Daria, ai tu o altă idee? Nu vreau să-i spun. Da, 10 pe 25 e corect? Da, e corect. Păi asta mă gândeam, că am crezut că e greșit, dar nu e corect, nu? De 5. Da. De 5, de ce? 5 pe 25, corect. Bine. Alta? Altă egalitate, Daria, acum? 4 pe 7. 4 pe 7, dar e cu 5, Daria. Ui, mărește mai departe. Și mi-a rămas 2. Acum vedem. 7. Da. 8 pe 14, corect. Oare mai fi una? Da. Da? 16 pe 28. 16 pe 28, corect. 16? Pe 28. Adică asta am amplificat cu 2, nu? 20 pe 35. Acum vedem cu 5. A, merge tot cu asta? Păi... 5. 7. 5, nu? Și 20 pe 35. Da? Da. 6 pe 15 am pus atunci. 20 pe 35. Nimic. I-au rămas de... Ia că ea și am pus, domn profesor. Deci, 4 pe 7. Cu 8 pe 14. 6 pe 15 nu mergea la 2 păi pe 5. Păi acum vedem, analizăm imediat. La 2 pe 5. Un pic. 6. Și 16 pe 28 am pus-o, domn profesor. 16 pe 28 am pus-o. Am pus-o. 6 pe 15 merge la 2 pe 5. Ia să vedem cum merge. Păi tot 3 e 6 și 3 pe 5. La 2 pe 5. La 2 pe 5. Aici pot fi luat, da? Vedeți, nu analizăm, nu lăsăm cum merge. 6 pe 15. Corect. Și cu asta am văzut că... Ce înseamnă? Deci care a fost ideea? Dacă știm sau nu, ce înseamnă să amplificăm o fracție? Da. Amplificăm, deci să o transformăm într-o fracție echivalentă și numărător și numitor. Corect. 15 de la 50, tot a ei, tot a ta, Daria. Ultimii 3 îi faci una tine și ultimii îi faci două până la determinați elementele mulțimilor. A mare egal cu tot acei n mic din n stelat cu proprietatea 15 supra n 15 supra n. Aparține lui n. Păi, câte una face spune? Poți să spun hai, fă-o tu da. Asta. A să fie n1, dar n-ar avea sens. De ba ce? Da. Păi de da, ce? Da. Sigur că da. Că din n stelat. N aparține mulțimii? 1. Egal cu 1. 3. 3. 5. 5. 15. 15. 7. 7.
Bun. Mulțimea. Dar și divizorii lui 15. Sigur că da. Trebuie să fii numărul natural, deci sunt parte exactă, adică nu trebuie să fii... Mulțimea pe mare este egală cu tot ceea ce e în din N, doar mai puțin 1. Minus cuțirea formată din 1. Da. Cu proprietatea 13 supra N minus 1. 13 supra N minus 1. N minus 1. Să aparține lui N. Acum, Daria, tu. Da. Ok. Acum o să scriem că n minus 1 da. Aparține mulțimii divizorilor sau cum vrei. Aparține mulțimii 1 minus 1 aparține mulțimii 1 și 13. Deci mulțimea formată din 1 și 13. Și unde rezultă că n poate să vină că n aparține mulțimii 2. Așa, n minus 1 este. Că n aparține mulțimii 2 și 14. Deci B, asta este. 2 și 14. Egal cu mulțimea 2 și 14. C mare este egală cu... C este egală cu tot acei n din n. Cu proprietatea 12 supra 2 n plus 1. 12 supra... 2N plus 1, aparține lui N. Tu, Dani, de acum. N aparține mulțimii. Da, nu, trebuie să zici, Davide, nu deodată. Trebuie să zici. 2N plus 1. 2N dacă plus și numai dacă, 2N plus 1 aparține divizorilor lui, divizorilor lui 12, care înseamnă mulțimea tuturor divizorilor lui 12. 1, 12, 2, 6, 3 și 4. 3 și 4. Acum, pe rând. 2N. Vezi, nu puteai deodată, dar... 2N plus 1 egal cu 1. Egal cu 1. Rezultă? N egal cu 0. N egal cu 0. E bun, e bun, e natural. E bun. 2N plus 1, pe urmă, egal cu? 12. Adică? 2N egal cu... Nu se poate. Egal cu 11, egal cu 11, imposibil, nu e natural. Da? Fals. Fals. Apoi 2N plus 1. 2N plus 1 egal cu 2. Da. 2N egal cu... 2N egal cu 1. Da. Este imposibil. Fals, iar. Fals. Da, iar și fals. 2N egal cu 1. Fals. Apoi 2N plus 1 egal cu? Egal cu 6. Da. 2N egal cu 5, tot fals. Da, fals. 2N plus 1 egal cu? 2N plus 1 egal cu 4. Da. 3. Nu contează, îl pune și pe 3 după. Da, 2N egal cu? Egal cu 3. Da. Iar e fals. Da. 2N plus 1 egal cu 3. Da. Când rezultă că 2N egal cu 3. Cu 2. Cu 2. Când rezultă că N egal cu 1. N egal cu 1. Așa de încât... aici rezultă că N aparține mulțimii 0. Nu, că C egală cu... Mulțimea C, format din elemente. C. Așa răspunsul. C egal mulțimea elementelor. 0 și 1. 0 și 1. Da, fiindcă mi-a venit în minte acum o chestie, o pun pe asta. Și când nu continuăm, da? Am spus că și ce aparține egal cu 0 și 1. Păi nu, e 0 și 1. Nu, păi, dar ce mulțimea C era formată din elementele. Din tot acea E. Din tot acea E. Și am răspunsul ce este formată din elementele acestea. Când C puneam numele naturale care verificau proprietatea care. Da? Așa. Și acum îți spuneam că mi-a venit în minte o idee și am să vezi, Daria, de ce m-am gândit la chestia asta. Aștept neapărat să ai reacții la exercițiul ăsta. Deci mulțimea mare egal cu toți acei N naturale, pentru care 3N plus 1 supra 5N plus 2 e număr natural. Era să cușmezești. Ai făcut din asta la școală? Da, yes. Nu azi, mai de miercuri. Așa. Cum o traducem pe asta? Păi, 3N plus 1 se divide, se împarte la 5N plus 2. Sau 5N plus 2 e divizor. Da. Deci,
A, să luăm deoparte. 3n plus 1 supra 5n plus 2 număr natural, dacă și numai dacă, așa scrieți, așa dacă scrieți. Și numai dacă, 5n plus 2 divide, ăsta de jos este un divizor la celul de sus, îl divide pe 3n plus 1. Și Daria, acum continuă. Putea să scriu pe 5n ca 2 ori 3, totul... 5n egal cu 2 ori? 2n plus 3n plus 2. Putem scrie așa, 2n plus... Deoarece îl văd pe 3 în amândouă relațiile și... Da. Da. Fiind 2n și cu 3n, te depărtezi de problemă, că ai și 2n și 3n. Eu nu sunt împotriva modului de a scrie. Pe 5n ăsta vrei să scrii ca 2n și cu 3n, da? Da. Și să divide pe 3, te gândești să te legi de... Dar ce strămâni 2N cu acela 3? Și să treci pe el în discuție. Daria? Poți să scriu că 5N divide pe 3N. Deci 5N divide pe 3N. Și 5N divide pe 1. Și... Nu prea ești nici tu încântată de ce spui. Nu? Păi da, dacă nu ești încântată, nu avansa cu ideea. Deci dacă nu este rodul unui raționament sănătos, nu mai te duc. Că știi, încercând să bâșbui o idee, poate să fie adevărat, sigur că te duci cu ăștia în gard. Deci nu ne ducem așa. Totuși, eu aștept la voi, că seara am discutat asta. Aia era cu X? Era cu X, un profesor a schimbat problema, de asta nu știu. Aia cu X știi. Nu, dar este în aceeași logică. Eu nu știu de asta. Dar stai că te poți gândi și tu. Dar trebuie să știi următoarea chestie. 2 divide pe 6, da? Da. 2 divide pe 2. Atunci 2 divide pe 6 ori... Puneți ori X. Ori X, ori un număr 6 ori. Așa. La, ori M. Ori M. Plus 2 ori M. M. Oricare ar fi M și M. A, fie să-mi fie. Deci oricare ar fi. Dar de să vedeți că este adevărat. Că scoatem un 2 în factor comun și dacă ai factor pe 2, treaba e foarte bună. Deci asta ar fi echivalent cu a spune că 2, hai să fac un concret o spație. Hai să 2, 6 ori 3 plus 2 ori 7. 6 ori 3 plus 2 ori 7, dacă faci calculul, clar că 2 îl divide pe acela, pentru că el s-a află încorporat aici în factorul ăsta 2, odată și în 6 s-a făcut încorporat. Deci dacă D divide A, D divide B, dacă D divide A și D divide B, atunci D divide combinația între A și B. A ori B. A ori un M. A ori un M, plus sau minus. Cum îi convine? Un M. Cum îți convine ție? Indiferent ce M și M, oricare ar fi M și M, numele natural. Puteți o aplica și la aia de sus? Mă întreabă domnul profesor acum. Ia zi. Poți să scriu că 5n plus 2 divide pe 3n. Și plus 1, nu? Și 5n plus 2 da. Divide pe... O secundă. Adică poți să-l notezi pe acel cu... Mai ușor dacă notezi cu o literă, poți să-l notezi pe cine? Pe cine? Da, pe 5n plus 2. 5n plus 2 să mă descurc, dar modificii ieși și eu, scoți pe el de acolo, nu știu ce, tot dificil este. Că dacă mătesc o literă, trebuie să scoți pe N, să înlocuiești pe tot. Da. Poți, deci, ia. 5N plus 2... Uite de aici, este în legătură cu asta. Exact. Păi, da, astăzi... Ăla ar trebui să fie un fel de divizor comun pentru amândouă. Hai, da. Poți scriu că 5N plus 2 divide pe 3N și 5N plus 2... Dar de ce pe 3N? Ia cu 3N, exact ca ieri face.
Mamă, 5m plus 2 divide pe 3m plus 1 și 5m plus 2 plus 2 divide pe 5m plus 2, după regula de acolo. Deci 2 divide 6. Și 5m plus 2 pe lângă. Uite, 3. 2 pe 6 și 2 pe 2. Da? Chiar pe el. 5m plus 2. După modelul de acolo, am zis. 2 divide pe 5m plus 2, pe el însuși. Pe el însuși îl divide, că 2 el îl divide pe 2. Uitați, domn profesor v-a explicat acolo, v-a atras atenția. V-am atras atenția chiar pentru modelul acesta, exact. Care vrea să-l faceți. Deci 2 divide 6, 2 divide 2, atunci 2 divide orice combinație între 6 și 2. Exact. Și atunci pe ăsta pot să scriu ca 5m plus 2 divide. Deci din ăstea rezultă, din ăstea două, acum, zi, Daniel, cu 5 mai mult. Insist un pic. Stop. Ca să vedem dacă am înțeles. Te-ai prins? Da. Dacă aș fi avut sus un număr, spuneam 5m plus 2 să fie divizorul acela, că am făcut tehnicile da. Astea. A fost 12, a fost 13. Dar când sus am ceva care e în N, tot o expresie, problema se complică. Normal. Dar eu acum gândesc așa, problema aceasta, a fi îndeplinită proprietatea asta, e de parcă aș spune că ăsta de jos, 5 plus 2. Parcă așa și exercițiul. Hai, fie atent la explicația, după ajungem și la el. Ajungem și acolo. 5 plus 2, trebuie să devine pe 3m plus 1. Asta e tradus ca fracția asta să fie număr natural. E de parcă aș spune că ăsta trebuie să fie divizor așa de sus. Corect. Dar 5m plus 2, pe de altă parte, e adevărată chestia asta. 5m plus 2 divide pe 5m. El îl divide. Atunci, din astea două, rezultă că 5m plus 2 divide 3m plus 1. O pui într-o paranteză. Ori M. Și ori M, că avem mășină, nu? Avem doar M. Ori M. Da. Plus sau minus? Plus sau minus 5M plus 2. 5M plus 2. 5M plus 2. Ori M. Ori M. Și pun toate astea într-o paranteză dreaptă. De ce? Că tot ăsta trebuie să-l divide pe ăsta tot calculul ăsta. Ai înțeles de ce acum? Da. Că dacă îi lăsăm numai așa, divide pe asta, plus sau minus era deoparte. Și oricare ar fi, M și K. Și foarte important, indiferent ce M și K pui tu acolo. Foarte important să pune și condiția asta. Indiferent ce M și K pui. Dar hai să nu le luăm un caracter, că rămasă un pic, da? Uite, aminte că am făcut aseară la pregătirile la testa, tău. Eu iau de aici. De aici e problema. Deci, ca fracția asta să fie număr natural, e de parcă aș spune că ăsta de jos trebuie să fie un divizor acela. Asta? Să facă împărțire exact. Da. Deci am mutat problema asta în asta. Acum, eu știu că 5m plus 2 divide 5m plus 2. Este același număr, nu? Înlocuim pe N cu ceva, îți dă un număr 10 divizor. Ca și cum aș fi 2 divide 2, 7 divide 7, 9 divide 9. Da? Bun. În baza teoriei mei acestea, dacă D divide A, D divide B, acum am așa. D divide A, D divide B, atunci D divide combinația între astea două. Adică ce înseamnă? Pe asta am mulțit cu un număr M, pe cealaltă am mulțit cu un număr K, adunate s-au scăzit. După cum îți place ție. Deși sumă și diferență. Cum din nou mai ușor acolo ca să scăpăm din N în a doua parte, paranteza pătrată. Că urmează acum, fiindcă pentru orice M și K, nu mi-am ajutat dacă punem pe primul în față al doilea. Cum? Dar nu contează, da. Adică 5m plus 2 îl puneam în față la 3n ca să poți să-l scazi. Ca să-l scazi? Da, ca să-mi deie 2n plus 1. Noi stabilim cine e M și cine e K acum, ca să ne fie nouă convenabil deodată. Ah. Deci, acum, dacă indiferent ce M și K pui, pun eu acum niște valori al lui M și K, încă să scap de... De N. De N. 5 și 3. Așa, ăsta să fie 5. M să fie 5. Și ăsta 3 și scădem. Și scădem. Ai înțeles? Ați înțeles ce fain? Deci vine echivalent, cum aș spune că 5N plus 2 divide pe... Acum mulțim copiii. Acolo. Pe. Ziceți. Daria. Păi divide pe... 5 ori 3 N, Daria. Că N-i 5. 15 N plus... Vorbește, mama, unde ești? N plus 5. Minus, am zis să dăm. 15 N plus 6. Minus. 15 N. Minus. Minus, că scade toate bucata asta de urma mulțimii. Minus în fața paranteze, schimbă semnul în paranteze. Nu știm asta. Da, da, mai spunem de acum. Noi spunem așa.
Că, de fapt, minus toate bucata asta de la mulțime. Nu, asta mulțime este asta. Păi da, dar chiar din minus 6. Și pe el, minus 6. Și cel rău îmi pare că nu te-am ascultat. Că dacă te ascultam pe tine, mergea foarte bine. Dar hai să te ascult totuși, da? Hai lăsați că știu și cu minusul, cu datoria, că i-ați învățat. Păi da, dar e mai ușor. Ei, iaca. Da. O facem așa cum v-am zis, David, ca să mă... Să nu știu și cu datoria câți de șterg. Minus 1. Minus 1, bravo. Și divizorul 1. Chiar nu știm acum, domn profesor. Știm că trebuie să știm. Exact. Indiferent, acum și-a ajung la asta și n-a trebuit să-l inferiți. Vinit pe mare, îl învățați din facultate și pe ăștia nu vreți. Tot felul de șmecherii și pe ei nu. Deci de aici înseamnă că 5 plus 2 divide minus 1. Divide pe U minus 1, da. Adică dacă aș fi fost divers, divide pe 1. 5 plus 2? 5 deci 5M plus 2. 5M plus 2 divide pe 1. Că dacă ar fi fost invers, cum ai zis tu, Davide, știi? 6 minus 5. 5M plus 2 divide pe 1. Adică are să divizorul 1? 1. Deci înseamnă că 5M plus 2 egal cu... Divizorul egal cu 1. Egal cu 1. Ia să vedem. Păi dacă eu am un 2 la el, cum să fie egal cu 1? Păi acum vedem, nu, 5. Că nu are soluție. Asta e altceva. Are poveste. Noi deci egal cu 1 și asta este fals. Fals. Că nu, are, nu există niciun nume natural, nu trebuie să fie așa. Adică ai nu, domnul profesor, am luat un exemplu la întâmplare, nu l-a analizat. De-aia o ieșit minus, nu mai este fals. Haide leșeam. Sigur că da. Și vreau să vă spun că dau răspunsul corect. A egal cu, dacă nu găsesc niciun nume. Mulțumim. Adică n-am niciun nume ca să trebuie treaba asta. Eu am făcut-o, Daria, mai ales gândindu-mă la ieșitul de aseară. Deci, teorema asta este, dacă D divide A, D divide B, D divide combinația între A și B, indiferent ce mușină folosim. Sigur că aceste ieșiții le veți găsi și sunt cele mai frumoase cu putință. Asta. O să vedeți, o să vă placă după ce înțelegeți mecanismul de lucru. Mergem mai departe, Mihaela, da? Da, mergem mai departe. Ai un exercițiu de asta care îți meargă așa perfect, să găsim divizorii și... Cu al din ăsta încă nu, are altul. Dar Davide tot nu are nicio treabă cu asta, cu ce am făcut noi. Ba da, are și Daria, așa. Ai găsit-o, da? Da, alt exercițiu sau... Da, tot la 15 suntem, stai relaxată. La ce am ajuns, copii? Ce? Am făcut ce? Ultimile două sunt în genul ăla, domn profesor. Hai să le facem pe cealaltă. Hai, Daria, ai D, E și F. Să-l lași tu liber. Că le facem, e subușoare de acum. D, E și F, da? Da, eu nu zic că nu le facem, mai că nu știi că ți-l lasă liber. G. Sau fă întâi, nu și pe aceea îl faci pe D, E și F. Ce mare șmecherie. G. Mulțimea G egală cu tot acei ien din ien. Mulțimea G mare, egal cu mulțimea tuturor acelor ieri din N, cu proprietatea 15 N plus, 12 N plus 15, supra N plus 1, să fie natural. 1 plus 1 ia. Hai, Daria, îl faci? Să-l las pe Davide. Îl las pe Davide, hai, Davide. Este foarte dornic. Mulțumesc frumos. Da. N plus 1. 12, schimb de așa, așa de data. 12, N plus 15. Schimb proprietatea. Supra N plus 1. N plus 15, supra N plus 1. O să scriu. Este număr natural, dacă și numai dată. Dacă și numai dată. N plus 1. Da. Divide 12 N plus 15 și N paranteză. Pe de altă parte. Pe de altă parte știm că... De altă parte știm că N plus 1 divide N plus 1. În paranteză rotunde. Da. Din cele două reiese că, conform teoremei... Din cele două reiese că N plus 1 divide 12 N plus... N plus 15 ori un K plus sau minus, vedem noi K plus sau minus cu N plus 1 așa ori un M
Ține paranteza pătrat. Ține paranteza. Bun. Oricare ar fi, a zis că pune foarte oricare ar fi, kappa și n din mulțimea numerelor naturale. Bun. Indiferent. Adică și cele particulare că le vreau eu în latina. Și de aceea o să iau particular și o să spun ce K și ce pentru mânzi. K egal, K egal cu 1 și N egal cu 12. K egal cu 1 și N egal cu 12. Și N egal cu 12. Atunci, rezultă că M plus 1 divide. Da, M plus 1 divide 12N plus 15. Da. Plus sau minus, minus că facem. Minus. Minus. Ok, minus, minus. 12 N. Da. Plus. Atenție, dacă e minus în față? Minus. Minus 13. Minus 12 ori 1, 12. A, ori 1, minus 12. Minus 12. Punem în față de zonă. Plus 1. Deci rezultă. Deci rezultă că N plus 1 divide. Pe. Pe 3. Pe 3, corect. Și de aici rezultă că N este egal cu 2. E nu, plus 1, nu, 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 da, da, da. Ține mulțimii divizorilor 2, 3. Care da, sunt? Divizorilor 3 sunt 1 și 3. 3. Atunci luăm pe 1. Atunci luăm pe 1. N plus 1 egal cu 2. N plus 1 egal cu 1. De unde rezultă că N egal cu 0. Da. N plus 1 egal cu 3. N plus 1 egal cu 3. Rezultă că N este egal cu 2. Da. De unde rezultă că mulțimea G mare este egală cu 0 și 2. Deci atunci ce înseamnă că G mare, răspuns corect, G mare, G egal cu mulțimea formată din elementele 0 și 2. Și mulțimea H mare egală cu tot aceea N din N. H mare. Egală cu... Dar va fi? Da. Acei ien din ien. Mai puțin 3. Minus elementul 3. Cu proprietatea 14 ien plus 7 supra ien minus 3 aparține lui ien. De ce zici mai puțin 3, domn profesor? Am și eu o întrebare. Deoarece acolo scrie 14 n plus 7 supra n minus 3. Numitorul nu există fracție care se află pe 0. Numitorul nu poate fi 0. Fi 0. Da, da. Numitorul nu poate fi 0. Deci aceea nu trebuie să fie diferit de 3. Hai, Daria, tu vorbești. Acum scriem că 14 n plus 7 divide pe n minus 3. Supra n minus 3 sau după model. Aparține lui. Devine număr proprietate. Devine număr natural dacă și nu ai dată. Așa vorbești. Uite, nu trebuie să scrii dacă și numai dacă. Uite la domn profesor cum e scris dacă. Știu. Păi așa, hai. Așa, așa. Așa mult mai tot. Dacă și numai dacă îi povestești. 14 plus 7. Numitorul, Daria. N minus 3 divide. Uite, N plus 1 era numitorul. Dacă și numai dacă, N minus 3. N minus 3 divide 14 N plus 7. Și N minus 3 divide N minus 3. Știm că N minus 3 divide N minus 3. Asta știm noi. Din cele două vorbești? Din cele două rezultăm că N minus 3 divide 14 N plus 7 ori M. Ori M. M. Plus minus N minus 3. A, la început, da? Da. N minus 3 pe lângă N. Ori? Ei, nu putem tot ieri. Tot ieri. Ca? A zis M și N. Păi n-ai cum ieri. Da, ieri e așa lung aici. Nu ai cum. Deci aici am pus M și K sau R sau S sau... Și prețul la mână. Da? Cum sau aici? Cum sau aici? Ceea ce ar fi echivalent, dar acum... Oricare ar fi. Oricare ar fi. Foarte important, foarte bine punctez. Oricare ar fi M și K. Numere naturale. Deci, indiferent ce M și K vei pune, tot tipul se va întâmpla chestia asta. Și acum... Și pe M o să-l iau 1. M îl luăm 1. Și pe K o să-l iau 14. 14. Și obție că N minus 3 divide 14 N plus 7. Minus. Minus, corect.
14n minus 42. Exact, 42. Minus 42. Da, puteam să le iau invers. Puteam să luăm invers, dar noi știm acum la ce se întâmplă. N minus 3 aparține mulțimii divizorilor. Divizorilor lui 35. Lui 35, da? Da. Și care sunt divizorii lui 35? Și atunci... N minus 3. N minus 3 aparține mulțimii 1... 5, 7, da. Și 35. 1, 5, 7 și 35. De unde n aparține mulțimii, divizorul 2, deci, e minus 3, aparține 1, egal cu 1, deci e minus 3. Da, dacă n minus 3 egal cu 1, atunci n este egal cu 1 plus 3, 4. Pentru că n minus 3 egal cu... n minus 3 egal cu 5, atunci n este egal cu 5 plus 3, 8. Da. N minus 3 egal cu 7. N este egal cu 7 plus 3, 10. N minus 3 egal cu 35, n este egal cu 35 plus 3, adică 38. Egal cu? 38. Cu 35. A, plus 3. Deci n egal cu 34. Deci iată că mulțimea H este formată din elementele. Aparține mulțimii 1. Da. Aba nu, stați, nu. 4, 8, 10 și 38. 4. 4, 8, 8 10, 10 și 38. Nu trebuie să luăm neapărat în ordine. Știți bine, nu? Să puteți să luăm orice. Încă o dată urmărim, tehnica de lucru a fost foarte plană. Deci ca să fie fracția numărătorului, numitor divizor al numărătorului. Numitor divizor, dar divizorul numitorul împarte pe el însuși, combinația lineară și atunci totul merge pe așa. Bine. Acum începem și la datele. 18 de la pagina 74. Cât 18? Da, 18 la 74. Determinați în fiecare exercițiu... 18 de la 74. De la 74. Da. Determinați în fiecare exercițiu numerele prime între ele, A și B, știind că... Numerele prime între ele, A și B, știind că... Prime... A și B, știm că B, știm că A mic. A supra B egal cu 2. A supra B egal cu 2. A B prime între ele, A B în paranteză 1. Sigur m-a sancționat. Deci m-ai prins, da? Mai sunt de faza. A supra B egal cu 2,55. Cum mă execută? Asta înseamnă că sunt atent. Da, noi suntem mulțumit. Nu știu ce ați făcut. Nu știu. Nicio. Egal cu 2,54. Deci A pe B. A pe B egal cu... Trebuie să determine în fiecare exercițiu numele prime între ele A și B. Prime între ele A și B. Încât A pe B este egal cu... 2,54. 2,54. Te rog. Putem să scriem ca 2,54, să scriem ca... fracție. Și apoi îl simplificăm și vedem... O facem irreductibil. Da, o facem irreductibil. Da, și Daniel. Deci A pe B egal cu 254 pe... Supra cât? 254 supra 100? Supra 100, dar sigur, nu cu 100. Mă întreb dacă trebuie să dau eu. Supra 100. Și nu te dau răspunsul proaste. Și o să... Pare prin cât mergi, domn profesor, acolo? Prin 2 o mergi? Prin 2 merge, prin 3 nu merge... Dar pe 4. Nu, nu merge prin 4. Nu merge? Hai să mergi prin 2 mai dată. Dar din, pe 4 de ce crezi că nu merge? Deoarece 54 nu se împarte la 4. Așa.